Arthur, un 3-3 aici la JUC, un teren greu, după un meci la capătul meci extrem de spectaculos. Cum ai simțit de pe margine? Un meci nebun până la urmă, dacă stăm să o luăm așa, și importantă e revenirea pe care am avut-o până la urmă. De la 3 la 1 nu știu câți mai aveau încredere că vom reveni asupra rezultatului. Important e că au avut puterea de caracter să revină și să remonteze măcar un egal. Despre arbitraj s-a protestat mult la golul 2, la acel duel, Paleoca. Putem să o spunem și la golul 3. A fost un foul la mijlocul terenului. Acum nu putem să dăm vina pe arbitraj până la urmă. A fost greșeala noastră înainte de asta. Chiar dacă am două greșeli înainte, au fost, mai ales la golul 2, cred că a fost fault în atac. Dar, cum am spus-o, mă repet, trebuia să fim noi atenți, să fim cu fața la joc, nu să ripostăm la arbitru. Oricum nu mai întoarce faza, chiar dacă o greșește. Urmează alte două meciuri cu Unirea Alba Iulia și cu Unirea Ungheni. Din ce am înțeles, revin Cordo și Cobuzan. La ce să ne așteptăm pe final de campionat? Noi jucăm ca de fiecare dată, cum v-am mai spus-o, la victorie. Important e să revină băieții și să vină pregătiți la antrenamente și la jocuri. Aia e cel mai important. Cimpoiești, accidentat de gravă sau Nu, probleme minore? discutam cu el înainte de interviu și să sperăm că nu este ceva mai grav. Acuză o lovitură la genunchi, sperăm să fie doar o accidentare mai ușoară.